Pugilistul hunedorean în vârstă de 16 ani, Sorin Dobondi, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, are un parcurs fără greșeală la campionatele mondiale rezervate cadeților care se desfășoară la Kiev, sub titulatura de campionatele mondiale AIBA pentru juniori, unde are 3 victorii din tot atâtea posibile succese, cu care și-a asigurat o medalie, cea de bronz. Ieri seară, în sferturile de finală ale categoriei 57 de kilograme, Sorin Dobondi l-a învins la puncte pe reprezentantul gazdelor, ucrainianul Artur Prigoda. Mâine, în semifinale, Sorin Dobondi va lupta pentru un loc în finală cu rusul Gusin Mademodov. În precedentele 2 meciuri pe care le-a susținut la Kiev, Sorin Dobondi a învins tot la puncte, scor 2-1 pe Michael Tokac din Slovacia și cu 3-0 pe Andrea Zupardo din Italia. Sorin Dobondi, care a fost descoperit și este antrenat la CSS Hunedoara de Ilie Captari, este singurul pugilist român din totalul de 8 boxeori cât s-a numărat delegația României, care a reușit să câștige o medalie.